Bună ziua! Astăzi pregătim salam de biscuiți de post. Avem nevoie de 400 de grame de biscuiți rupți, fărâmați așa cu mâna, și mai mari și mai mici. Nu trebuie să-i măcinăm foarte mult ca să se vadă bucățile în salamul de biscuiți. Mai avem nevoie de 3 linguri de margarină, 4 linguri de zahăr, 2 linguri de cacao, 200 de grame de rahat tăiat bucățele, 100 de grame de nucă tăiată bucățele potrivit de mari, rom, 200 ml de apă. Punem apa cu zahărul, 2 linguri de cacao, formăm un sirop pe care îl punem la fiert. După ce siropul a început să clocotească, punem margarina. 3 linguri, aproximativ 100 de grame. Dacă nu vreți margarină, nu puneți, puneți unt de cocos. Amestecăm să se topească și margarina. Apoi punem rahatul. Rom după gust, dacă ne place, dacă nu, nu, dar îi dă un gust bun romul. Și nuca. Mai amestecăm puțin, să se mai răcorească puțin. Și apoi punem peste biscuiți. Amestecăm să intre siropul în biscuiți. Să se îmbrace fiecare bucățică de biscuite în sirop. Pregătim folie alimentară în care vom înfășura salamul de biscuiți. Mai pun jumătate de pachet de biscuiți, 100 de grame. Pare cam moale. Ne orientăm la ochi. Să nu fie chiar moale. Cam așa trebuie să fie compoziția. Dacă biscuiții sunt din aia popular mai tari, absorb mai greu. Dar ăștia petit bere se moaie mai ușor. Acum punem jumătate din cantitate și formăm salamul. Nuca de cocos o punem după ce se încheagă bine la frigider. La urmă de tot îl tăvălim în nucă de cocos. Acum îl înfășurăm și dăm formă. Strângem cât de mult putem. Îl presăm bine, îl strângem și din capete ca să iasă golurile de aer, să nu se fărâme de tot, să nu se sfarme când tăiem felia, să iasă felia frumoasă. Acum îl dăm la rece, 2-3 ore. Poate fi pus și la congelator dacă ne grăbim. Și așa facem și cu cea de-a doua bucată la rece. Au trecut câteva ore, s-au întărit bine. Acum le desfacem și le dăm prin nucă de cocos. Dacă nu ne place nuca de cocos, le putem da prin biscuite măcinat sau prin nucă măcinată. Să tăiem, să vedem cum se prezintă. Așa arată. O rețetă veche și bună. Simplu și gustos. Poftă bună!